vă salut în numele Domnului, iubiți frați și surori, dragi colegi, și aduc salutul frățietății maghiare. Am venit să, transmitem, să transmit condoleanțele noastre în numele fraților maghiari, președintele Convenției Baptiste Maghiare, Felix Pordi, secretarul general, Paul Borzaşi. Am avut o conferință pastorală luni în comunitatea Baptistă Maghiară Sălaj la Crasna, unde slujesc cu ajutorul Domnului. Și m-au rugat că ei n-au putut veni, m-au rugat dacă pot să, veni, să să vin să iau parte la acest serviciu divin de înmormântare. Am pornit de dimineață, dar am stat o oră și ceva între Teiu și Alba Iulia. Dar cu ajutorul Domnului am ajuns să fiu prezent. Și îmi aduc aminte de vremea când am fost eu la seminar. Am început seminarul anul în care fratele profesor Talpoș a devenit director acolo și secretar general la Uniune. Cei patru ani în care a slujit ca și lider al Uniunii și ca profesorul nostru am avut ocazia să ne cunoaștem. Și sunt o mărturie vie a faptului că dânsul a crezut în pocăință și a putut ierta. Pentru că atunci când eu am păcătuit și am venit să cer iertare, m-a iertat. Și nu și-a mintit niciodată după aceea, 32 de ani, niciodată n-am mai amintit ce s-a întâmplat acolo. Am ascultat mesajele de ieri seara și de alaltă ieri seara și eu m-am gândit la câteva texte din cele amintite, dar acum menționez doar una pe care am în inimă și cred că încă n-a fost menționat faptul că Apostolul Pavel spune că sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Și știți că la fiecare, de obicei la jertfele din Vechiul Testament, se aducea și o jertfă de băutură. O parte a unui hin de vin, aproximativ un litru, se turna peste jertfa aceea încinsă care ardea pe altar. Și ce s-a întâmplat cu jertfa aceea? Desigur, a devenit imediat un abur, așa cum spune Iacov, că așa e viața noastră, ca un abur. Se vedea o vreme și după aceea a dispărut. Dar a rămas o mireasmă plăcută după aceasta. Și cred că viața fratelui profesor Talpoș a fost o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el a considerat să slujească în felul acesta. Mi-a mărturisit un frate, un coleg, că dânsului a spus, sau a fost acolo când fratele a spus: Dacă -a, nu aș ști că Dumnezeu m-a așezat aici, n-aș aștepta nici până mâine. Astăzi m-aș duce. Dar Domnul m-a așezat aici și el știa unde este locul. Și el a statornic, era de harnic, dedicat și slujea cu devotament până la sfârșit. Și acum îl așteaptă cu luna vieții. Slăvim pe Domnul pentru viața și slujirea dânsului. Și ne rugăm ca Domnul să vă mângâie, să vă binecuvânteze, Domnul să binecuvânteze lucrarea Lui, biserica Lui, și amintirea slujitorului său. Amin.